Cu ocazia aniversării a 155 de ani de transport public local, STPT vă invită să sărbătoriți acest moment deosebit. Cei 155 de ani vor fi marcați printr-un concert de muzică militară susținut de Brigada 18 Cercetare Supraveghere Decebal. Evenimentul are loc luni 8 iulie. De-a lungul celor 155 de ani, Timișoara a fost un pionier al transportului public în România, fiind primul oraș din țară care a introdus tramvaiul tras de cai în 1869. De atunci am crescut, ne-am modernizat și am păstrat vie tradiția transportului public. Vă invităm să ne întoarcem împreună în timp, să rememorăm etapele dezvoltării noastre și să onorăm progresul tehnologic și comunitatea care ne-a adus până aici. Concertul susținut de Brigada 18 Cercetare Supraveghere Decebal va aduce un omagiu acestor ani de transformare și inovație. Nu ratați această ocazie de a celebra trecutul și viitorul transportului public timișorean într-o atmosferă încărcată de istorie și muzică militară, transmit reprezentanții STPT.